împărțit de bucurie, în care două persoane se vor boteza. Vreau să spun câteva cuvinte despre botez. Ce să spun mai tare, nu te aud. Aveți microfon. Ia vezi că te pare să nu. Nu vreau să zic. Ia vezi. Probă? Probă? Să vorbim de sănțiale. O să vorbesc la microfon. Ca să mă aud de toată lumea. N-am prea tare. Dragii, doresc să vorbesc câteva cuvinte despre botez, să explic ce înseamnă botezul, de ce se botează cei doi articuri și de ce trebuie să se boteze omul. În trecutul acestui prelege vreau să citesc un verset din Evanghelia Domnului din Epistola lui Pavel către Galateni, la capitolul 3, scrie așa. Galateni 3:27. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Amin. 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 Dragii mei, frați și surori, vedem la cei doi care sunt soț și soție, care se botează, ei sunt acum îmbrăcați în haine albe. Așa, ne înțeleg că le botezi o haină albă și haina aceasta de botez simbolizează ceva. Vedeți, asta, simbolul albului este simbolul neprihănirii. Albul reprezintă faptele făcute în neprihănire ale Sfinților. Negru simbolizează păcatul, simbolizează Dumnezeu. Albul reprezintă curăția, reprezintă puritatea, reprezintă lumina, reprezintă binele. Acesta este un simbol exterior asupra a ceea ce Dumnezeu face în interiorul unui om. Ce vreau să vă spun, dragii mei? Sunt câteva criterii sau sunt câteva condiții prin care un om va putea să intre în cer. Vedeți, noi astăzi spunem că cei care s-au botezat s-au plecat cu Iisus Hristos. Și trebuie să poarte haina aceasta a Domnului Iisus Hristos sau haina aceasta a neprihănirii. În Geneza, în prima carte din Biblie, ne vorbește despre primii oameni, despre Adam și despre Eva. Spune că oamenii aceștia doi au păcătuit înaintea lui Dumnezeu și au mâncat din fructul despre care Dumnezeu le spusese să nu mănânce. Le-a dat Dumnezeu o grădină frumoasă și le-a zis, puteți să mâncați orice voi vreți, orice vreți voi să mâncați, dar din fructul acesta să nu mâncați. În ziua în care le-a mâncat, veți muri. Și au mâncat din fructul acesta. Și în ziua în care au mâncat, și au dat seama că sunt voi. De ce? Ei până în ziua aceea erau îmbrăcați cu slava lui Dumnezeu, erau îmbrăcați cu șechina, cu gloria lui Dumnezeu și ei nu-și vedeau părțile lor rușinoase. Dar în ziua în care ei au mâncat din fructul oprit, din fructul din care Dumnezeu le-a zis să nu mănânce, în ziua aceea slava lui Dumnezeu a plecat de la ei și au văzut că sunt voi și au văzut goliciunea și au văzut părțile rușinoase și atunci s-au acoperit. Au avut nevoie să-și acopere părțile intime. De atunci au intrat în lume hainele, pentru că până atunci oamenii erau îmbrăcați în slava lui Dumnezeu. Și zice cuvântul pe care l-am citit că toți cei care s-au botezat s-au îmbrăcat în Hristos. Adică slava aceea pe care Adam a pierdut-o, slava aceea pe care întâi om a pierdut-o, omul este îmbrăcat cu ea în momentul în care se botează, în momentul în care face un legământ cu Dumnezeu. Și mai spuneam eu exemplul acesta cu musulmanca pe care o să îl repet din nou. Era o femeie musulmancă și femeia aceasta s-a decis să facă un legământ cu Dumnezeu. S-a decis să se pocăiască, s-a pocăit și timp de câteva luni de zile l-a urmat de Dumnezeu, l-a urmat de Domnul Iisus Hristos, dar în tărâmurile acestea unde sunt musulmani, nu e așa de ușor să vorbesc pe Iisus cum era noi, între ortodoxi. Și ea a fost persecutată. Până în ziua botezului, ea n-a spus la părinții ei că ea este creștină, dar în ziua botezului părinții ei a aflat că ea și-a predat viața Domnului Iisus și că ea este creștină. Și când a aflat că este creștină, au dat-o afară din casă, au spus, nu se poate ca tu să urmezi pe Iisus Hristos, pleacă din casa noastră, nu mai ești fata noastră. Și a rămas în fața ușii și plângea și spera ca părinții ei să cheme
Apoi, după un anumit timp în care Iacob a stat și a plâns în fața ușii, se deschide ușa și tatăl ei vine pe ușă și ea se gândea că o să ierte, că o să o primească în casă și că o să accepte, chiar dacă a curat pe Iisus, dar din contră. A băgat-o în casă, le-a mai tras o bătaie bună și a dezbrăcat-o și de hainele pe care le avea și a zis, astea sunt haine de musulmani. Tu acum, dacă ești creștină, nu mai vrei să poți hainele noastre. Și a dat afară în casă goală, la care ea a fugit așa goală până la casa păstorului care a botezat-o. Și acolo păstorul cu soția lui a dat alte haine și a plecat. Și a tot stătea și plângea și nu putea să revină din plâns și zicea, de ce am gândit Dumnezeu, dacă eu am făcut legătură cu el și m-am botezat, de ce am gândit Dumnezeu ca să mă dezbrace pe lângă mie și să mă facă toată lumea goală. Și atunci păstorul i-a zis, dar e sigură că te-a văzut cineva goală? Și a zis, da, am văzut în viața aceea și era foarte multă lume și toți m-au văzut că era goală. Și a zis, hai să întrebăm oamenii să vedem dacă te-a văzut cineva că era goală. Și a dus și a întrebat oamenii prin viața pe unde fugi să ia de tai văzut până la casa păstorului. A văzut-o pe pata putare. A trecut pe ei și zice, da, am văzut-o. Și în ce era îmbrăcată? Zice, cu ce era îmbrăcată? Și era îmbrăcată cu o haină strălucitoare de lumină. N-am mai văzut niciodată o asemenea haină. Dumnezeu n-a primit să-i se vadă rugăciunea și a plecat cu o haină de lumină. Și așa dată Dumnezeu cu o haină de lumină pe toți cei care urmează, pe toți cei care fac legământul cu el în apa botezului, ei sunt îmbrăcați în slava lui Iisus Hristos. Amin. Cuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Dar ca omul să fie îmbrăcat în slava aceasta pe care Domnul Hristos, pocăința trebuie să fie totală și pocăința trebuie să fie autentică, binecuvântat să fie Domnul. Vedeți noastră, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 19, ne arată că atunci când Domnul Iisus Hristos a fost pus pe cruce, El a fost dezbrăcat de hainele Lui. Și a fost dezbrăcat și de cămașa Lui, care era din lin subțire, era cusută dintr-un singur fir. Era o cămașă scumpă. Și El a fost deposedat de cămașa aceasta, pe care era Lui, era proprietatea Lui, dar El a acceptat să fie deposedat de cămașa Lui, ca în felul acesta El să aibă dreptul să te îmbrace pe tine cu cămașa, cu îmbrăcămintea, cu gloria pe care Adam a pierdut-o. Vă dați seama, iubită biserică, cât de rău i-a părut Adam în grădina Edenului, când a văzut că a pierdut gloria lui Dumnezeu ca să mănânce din fructul acela, ca să mănânce din fructul acela din care Dumnezeu zisase să nu mănânce. Și l-a fost curios, că în oasca lui a zis, s-a uitat la el, a văzut că i-a plăcut, l-a privit, să gândea că are un gust bun, a zis, hai să mâncăm din el, că avea un gust bun. Și după ce a gustat, Adam din fructul acela și a pierdut slava lui Dumnezeu, câtă părere de rău a avut pentru un fruct să fie slava lui Dumnezeu, să fie gloria lui Dumnezeu, pentru nu știu că a fost cu măr, că a fost cu rodie, nu știu ce fruct a fost, dar un fruct obișnuit. Și cât de rău pentru un fruct să fie gloria lui Dumnezeu. Cât de mult s-a căit, cât de mult a plâns, n-a mai putut să recapete gloria aceea, a pierdut-o pe vecie. Oricât s-a rugat la Dumnezeu, oricât a implorat, Doamne, dă-mi înapoi gloria pe care am pierdut-o, că nu o să mai mănânc niciodată din fructul acela. Dumnezeu nu s-a mai întors de calea lui și nu i-a mai dat înapoi gloria aceea. Dar s-a dat-o ție, celui care te botez, ne-a dat-o nouă celor care ne-a botezat. Amin. De aceea trebuie să ținem de ea. Dacă atât de mult i-a vărut rău pe Adam după ce a mâncat din fructul acesta oprit și a vizut să o recapete. Vă dați seama cât de prețioasă e gloria aceasta a lui Dumnezeu pe care El ți-o dă să te tragi chiar în momentul în care faci botezul. De aceea să ținem de ea binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Dar după ce citesc un verset din Apocalipsa, descrie ceva foarte interesant. Să trecă 7 și așa.
Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, cel mai mult oameni din lumea aceasta caută să aibă ce trebuie, să aibă averi, să aibă mașini, să aibă bogății, să aibă tot ce trebuie, să nu depășească nimic. Dar Dumnezeu vorbește despre suflet. E posibil să ai tot ce îți trebuie în lumea aceasta, tot ce vrei în lumea aceasta, dar sufletul tău să-ți fie gol. Ceea ce avem nevoie cel mai mult din Dumnezeu să ne umple foamea și sedea noastră sufletească. Ne înfructăm mai mult din lumea aceasta, cât primim mai multe lucruri din lumea aceasta, sufletul nostru devine tot mai gol și plângește, plângește după Dumnezeu. Când venim la casa lui Dumnezeu, este timpul să ne umplem sufletul, să ne umplem sufletul cu Cuvântul lui Dumnezeu, ca sufletul nostru să nu mai fie gol, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Și odată ce ne îmbrăcăm cu haina aceasta, nu cu haina botezului, aceasta altă, nu cu aceasta altă, ci cu haina pocăinței, cu haina lui Iisus Hristos, trebuie să vedem ca haina aceasta să rămână albă. Și la Apocalipsa, la capitolul 7, cu versetul 14, Doamne, i-a răspuns eu, tu știi, și el mi-a zis, aceștia vin din cazul cel mare. Și-au spălat angelii și le-au albit în sângele mielului, pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu și slujesc zi și noapte în dreptul lui. Deci vedem aici că au fost niște oameni care și ei au avut la un moment dat haina apătată. Aici că și-au spălat-o. Nu vă vorbesc, o să mai greșești. Dar greșeala ta să nu devină obișnuință. Greșeala ta să nu fie un mod de viață, să nu fie obișnuință. Un om care s-a botezat trebuie să-și schimbe stăpânul. Amin. Pentru că știți ce se întâmplă? În momentul în care ai intrat în apa botezului și tu te botezi, oamenii vor ști despre tine că tu ești pocăit. Zice, și cu tăriță, cum te cheamă cu Andrei? Șoimu. Șoimu. Șoimu sau Șoimu? Cum te cheamă? Șoimu. Ei, acum oamenii după curință, când vor auzi, când te-ai botezat, vor zice așa, Șoimu, pocăitul. Mă înțelegi? Așa vor zice. Șoimu, pocăitul. Ei, ei zic, Șoimu, pocăitul, s-a botezat. Și Șoimu merge la pocăit și Șoimu, pocăitul. Dar dacă Șoimu va mai continua să bea, de exemplu, va zice, că și pocăinții bea, că l-am văzut-o pe Șoimu. Domnul să-l ajute să scape de lucru. Amin. Dacă Șoimu s-a împrumutat la ceva și la cineva și nu i-a dat banii înapoi, mă înțeles? Deci văd și pocăinții să poți că Șoimu n-a împrumutat bani și nu mi-a dat înapoi. Mă înțeles? Deci dacă Șoimu până acum a băut, trebuie să nu mai bea. Domnul să-l ajute. Dacă Șoimu până acum a drăguit și a înjurat, trebuie să nu mai facă lucrurile astea. Pentru că oamenii zic, băi, dar lasă că l-am auzit eu pe Șoimu și ăla s-a bătezat la pocăiți, sunt jură. De ce ai voie să jură? Mă zice oamenii. Și atunci Șoimu va face numele lui Dumnezeu. Va face numele lui Dumnezeu de râs. În momentul în care te botezi, tu vei reprezenta pe Dumnezeu. Ești un reprezentant al cerului. Amin. Vedeți dumneavoastră, în urmă, poate zile, era un mare conducător numit Alexandru Macedon. Și conducătorul ăsta era foarte bun strateg. A cucerit teritorii foarte mari, era un militar foarte bun. Și el ținea la numele lui. La un moment dat, el avea unul din soldații lui, unul din soldații, care nu tăia așa cum trebuie, făcea chefe, făcea benzii, să îmbăta, să destrăbăla și pe soldatul ăsta îl chema ca și pe el, Alexandru. Și l-a chemat la el în birou, acolo în corpul lui de comandant, într-o zi și a zis, uite ce am auzit despre tine, să vorbește despre tine, că-ți faci numele de soldat de râs, că te căbei, că te destrăbălezi, să faci petrece. Pe tine te cheamă ca pe mine, te cheamă Alexandru, i-a zis. Și astea sunt două opțiuni. Ori schimb numele, să nu te mai cheme ca pe mine, dacă vrei să faci în continuare destrăbălările pe care le faci, schimb numele, să nu te mai cheme Alexandru. Ori schimb viața. Sau dacă nu faci una din astea două, să va avea capul.
apa botezului, în momentul în care te pocăiești, oamenii vă zice, șoibu, pocăitul. De asta nu mai ai voie să faci numele lui Dumnezeu de râs. În momentul în care tu te auzi vecinii că faci scandal la casă, oamenii vă zice, iau de pocăitul ce faci. În momentul în care oamenii te vor auzi că trebuie păstări, sau că înjuri veinile, sau că înjuri animalele, oamenii vă zice, iau de pocăitul cum vorbește. Deci, în momentul de față, oamenii trebuie să facă o schimbare în viața ta, să vadă că nu mai folosești cuvintele, să vadă că vorba ta este o vorbă frumoasă, dreasă, cu sare, o vorbă politicoasă, o vorbă mieroasă, o vorbă dulce. Chiar și atunci când ești nervos, chiar și atunci când ești supărat, în gura ta să iasă o vorbă dulce. Și atunci oamenii să vadă lumina lui Hristos manifestată prin matare de satul acesta. Vedeți că astăzi, în Apocalipsa, la capitolul, în Matei, la capitolul 22, mai scrie ceva. Și doresc să citesc un cuvânt. Pilda fiului, pilda anunții fiului de împărat. Iisus a luat cuvântul și a vorbit iar și pilde și a zis, împărăția cerurilor se aseamănă cu împărat care a făcut nuntă fiului său, a trimis pe robii să-i se cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și a zis, spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele, îngreșat au fost tăiate, toate sunt gata, a venit la nuntă. Deci asta e nunta lui Dumnezeu, adică nunta, cum înțelegem noi, nuntă o petrecere, dar încerc să vă face o nuntă mare care nu va fi așa cum sunt petrecerile din lumea aceasta, cu lăutare, cu chefuri, cu manele, în cerul va fi o bucurie în Duhul, o bucurie încolunitată. Dar zice, dar ei fără să le peste de poftirea lui, a plecat unul la voza lui și altul la nemulțumirea lui. Ceilalți au dus mâna pe loc și au bătut joc de ei și au omorât. Când au auzit împăratul, s-a mâniat, a trebuit oștile sale și a nimicit cu cigașa aceea și a răzcetat. Asta face Dumnezeu celor care refuză chemarea lui, chemarea la pomenință, vor suporta pedeapsa împăratului, care această pedeapsă este manifestată prin focul diavolului. Împăratul zice, rochii au ieșit la răspândii, au vrut pe toți oamenii pe care au găsit și buni și răi. Și au adus în odaia ospățului de luptă și s-au umplut de oaste. Deci Dumnezeu a chemat pe Israelit la nunta lui, a chemat la împărăție, i-a chemat la viață veșnică, pentru că aceștia au refuzat, numirea a venit și la neamuri, la român, la bulgari, la englez, la toate neamurile și numirea a venit și la noi, la țigani. Zice, și buni și răi. Unii dintre noi au avut un caracter mai bun, alții un caracter mai rău. Dumnezeu a chemat pe toți oamenii la pocăință și nu s-au uitat cât de bun au fost sau cât de rei au fost. Dar a cerut un lucru. Mă, oameni buni, nu contează cât de rei sau cât de bun ați fost voi în trecut, contează că acum să fiți pocăiți, că acum să faceți voia lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu este gata să pierde tot trecutul, toate faptele, dar cu convinție că acum să ai. Contează ce vei face din momentul în care te pupești. Asta e conducta lui Dumnezeu. Dar acum suntem și un om. Dar zice că împăratul a intrat să vadă o altă zi și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat cu haina de nuntă. Care e haina de nuntă? Am vorbit mai devreme. Atunci când te botezi, ești îmbrăcat în haina Domnului Iisus Hristos, asta e haina de nuntă. Prietenii ai zis el, cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă? Omul acela a anunțit, atunci împăratul a zis, slujilor săi, slujitorilor săi, legați-i mâinile și picioarele și luați-i și aruncați în împărăticul de afară. Acolo va fi plânsul și sprijinirea dinților. Dumnezeu nu face excepție. Dumnezeu mântuiește oameni conform criteriilor sale pe care le-a lăsat în timp de binecuvântare.
binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Amin. Și mai multe în Marcu, la capitolul 16, versetul 16, zice, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit în noastră. Vedeți, noastră, prima dată vine credința, dar credința toată lumea are. Și chiar și crede în Dumnezeu, dar orice e frică de Dumnezeu, să-mi fioară. Dar când un om crede cu adevărat în Dumnezeu, își pune inimă și își pune minte să facă voia lui Dumnezeu și să nu-i mai greșească cu nimic lui Dumnezeu. Și să împlinească toate poruncile lui. Una din poruncile lui Dumnezeu este să te botezi. Dar mai sunt și alte porunci. Dacă ai înșelat pe cineva să-i dai înapoi ceea ce ai luat de la el, dacă ai furat la cineva, te duci înapoi și îi dai ceea ce ai furat, îi spui, îmi pare rău, te rog să mă ierți, eu acum m-am pocăit, vreau să fac voia lui Dumnezeu, uite, ți-am luat lucrul ăsta, ți-am luat o găină acum 10 ani, ia de la mine de aici 500 de mii pentru găina care ți-am luat-o. Asta face un om al lui Dumnezeu. Uite, ți-am furat din curte 10 kg de fier. Uite, ia de aici banii ăștia, eu acum m-am pocăit, sunt copilul lui Dumnezeu și îmi pare rău pentru ceea ce am făcut. Asta este schimbarea pe care Dumnezeu o face în viața unui om și așa trebuie să faci lumea ta. Eu când m-am pocăit, a trebuit să mă duc în cele tale la oamenii cu care am avut conflicte, cu care am avut bătăi, mi-a fost greu, nu mi-a fost ușor, pentru că dacă mai era bătăi. A trebuit să fac lucrul acesta, pentru că Dumnezeu a schimbat viața mea și a trebuit să cere tare și să închei conflictele cu oamenii care au avut conflicte. Dacă ai avut cercuri, ai avut scandalul cu cineva în sat, trebuie să te duci la el, chiar dacă te bate, chiar dacă te cadă în picioare, trebuie să zici îmi pare rău, te rog să mă ierți, eu m-am pocăit, îmi cere tare că m-am certat cu tine, te rog să mă ierți, eu acum sunt copilul Dumnezeu și lumea ta. Și lumea ta. Pentru că nu se poate să zic oamenii din sat, uite, pocăitul nu vorbește cu tare sau cu tare, e certat cu pocăitul, nu. Dumneata, trebuie să-ți faci partea, să te duci să-ți ceri tare, să te duci să te veci cu oamenii cu care au avut scandalul, cu oamenii care au avut conflictul, să faci pace cu ei. Amin. Cântați să fie numele Lui Dumnezeu. Noi cu copiii Lui și cu cine o fi, nu contează cine e. Dacă au greșit, să-ți cere iertare. Amin. Iar toți copiii cei, la toți cu toată familia ta. Dragii mei, de ce trebuie botezul făcut la maturitate? De ce trebuie făcut acum când ești mare? Vedeți dumneavoastră, cum am zis mai devreme, am citat versetul din Marcu 16:16, zice, cine va crede și se va boteza. La copii nici cum e. Se bagă în apă copilul și zice, nașul locului. Cum îl întreabă fratele acela? Cum îl întreabă? Zice, te la apezi de satana. Te la apezi de satana. Zice, nașul în locul copilului. Da, mă leapă. Dar vorbește ăla în locul copilului. Dar Biblia nu zice așa. Biblia zice, cine va crede și se va boteza. Adică el. Dumneata decizi să te botezi. Dar un copil mare este botezat. Un copil mic este botezat fără acordul lui. Deci, nu știe că îl boteze. Nu-i în pagina acolo, cu funzi. Nu zice, dar Dumnezeu dă omului alegerea să zică el cu inima lui da. Știi cum vine asta? Cum e botezul? De ce trebuie botezul la oameni mari și nu se face la copii? De ce nu e recunoscut botezul la copii? Uite, dacă dumneavoastră luați acum doi copii mici la 2 ani, doi copii la 2 ani, îi luați și căsătoriți acum la 2 ani. Poate unul dintre dumneavoastră ați făcut asta și nu ați făcut bine. Îi luați și căsătoriți. După aia, când copiii se fac mari la 18 ani, la 20 de ani, ei nu știu că sunt căsătoriți. Îi luați și puneți la o masă și îi spuneți, dragii mei, vreau să vă spun un secret. Vreau să vă spun un secret. Vă spuneți acolo la masă, uite, vreau să vă spun că voi doi sunteți soț și soție. Ce o să zică? Dragă mamă, dragă tată, da! Îmi place de cutărița ca prietenă, ca vecină, am copilărit împreună, ne-am jucat, ca soră. Dar nu îmi place de ea ca soție, să fie soția mea, mie îmi place de altcineva.
Îmi place de o fată din satul vecin. Și fata mă zic că mi-e îmi place de-a băiatul, deja sunt într-o relație. Vorbesc cu un băiat de 3-4 luni de zile. Cum îmi spui, dumneata, că sunt căsătorită cu băiatul ăsta dacă eu am prieten? Nu? Așa se întâmplă când căsătorești pe cineva de mic, fără să știe cu cine ai căsătorit, cu forța. E, și la botez nu-i la fel. Când iau un copil și îl bagă în cazan, și după aia, când crește copilul mare, zice, mamă, eu te-am botezat la ortodox. Tu ești creștin ortodox. Păi stai puțin, pe mine m-ai întrebat ce vreau să fiu. M-ai luat când am fost mic și acum spui că sunt ortodox, vreau, nu vreau, obligat, nu? Dumnezeu nu face lucrurile așa. Dumnezeu vrea ca copilul să fie mare și când copilul e mare, dacă copilul vrea să-l aleagă pe Dumnezeu, Dumnezeu se bucură. Dar Dumnezeu nu bagă oamenii în rai cu forța. Dumnezeu vrea ca oamenii să le aleagă pe El de bună voie. Amin. Din inima lor, binecuvântat să fie Domnul. Așa cum, de exemplu, eu dacă aș fi fost mic și m-ar fi căsătorit părinții cu o fată, eu nu mi-ar fi convenit. Eu când am ales-o pe soția mea, am ales-o eu că mi-am plăcut de ea, am ales-o eu de bună voie. Dar nu mi-ar fi plăcut să-mi dea mie părinții o soție. Nu? Mi-aș fi spus, tată, tu ți-ai ales soția ta, de ce mi-alegi pentru mine o soție? Dacă tu ți-ai ales soția ta, eu să-mi aleg singur soția mea. Nu? Așa e și în alegerea cu Dumnezeu. Oamenii aleg să urmeze cu Dumnezeu, care vor. Și Dumnezeu se bucură când este ales de unul. Când un om zice, vreau să urmez cu tine, Doamne. Dumnezeu vede că omul ăla iubește pe Dumnezeu și l-a ales din dragoste, l-a ales din iubire. Amin. Dacă un om este forțat de viță, la aia nu mai e din iubire, e din obligație. De asta, dacă dumneavoastră l-ați ales pe Dumnezeu să-L urmați de astăzi din iubire, să-L iubiți până la capăt și să faceți voia Lui și să respectați poruncile Lui. Uitați câțiva oameni al lui Dumnezeu din istoria bisericii care s-au botezat mari. Tertulian, în una din scrierile sale, spunea: botezul trebuie amânat până la vârsta la care ei, adică oamenii, sunt suficienți de mari să creadă și să-și dorească mântuirea. Apoi, Ioan Gură de Aur zice că și el s-a botezat la maturitate și avea grămadă de scrieri ortodoxe, să citească mult din scrierile lui Ioan Gură de Aur. Și citează, Ioan Gură de Aur a zis așa, Ioan Gură de Aur a zis așa, dar Ioan Gură de Aur s-a botezat la maturitate. Amin. Botezul în apa copiilor a început abia în anul 253, după Iisus, undeva în nordul Africii, și a fost acceptat de Consiliul de la Cartagina în anul 453. Deci la 400 de ani, la 450 de ani după ce Iisus a fost pe pământ, timp de 450 de ani oamenii s-au botezat numai mari. După 450 de ani s-a introdus o doctrină eretică în biserică și așa se pot boteza și copiii mici. O doctrină deplasată de la Biblie. Deci ceea ce noi vedem că se face în ortodoxie este o deplasare de la Biblie care a intrat după 430 de ani de la înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. Până atunci n-a fost vorba despre botez în apă al copiilor mici în creștinism. În Ambrozie, episcop de Milano, s-a botezat la 34 de ani. Vasile cel Mare s-a botezat după ce și-a terminat studiile. Dragii mei, frați și surori, acestea sunt spuse. Vreau să vă spun că botezul acesta nu este, cum să spun, cu scopul ca să poată, mă rog, zic acum că ești botezat, ești ferit de boli, ești ferit de pericole, ești ferit de accidente, cum zic țiganii, că sunt miluit. Nu? Așa zicem. Și eu sunt țigan, să nu vă supărați. Așa zicem, sunt miluit, am milu, pus în frunte, sunt protejat. Botezul ăsta nu e cu scopul ca să te ferească Dumnezeu de boli sau de accidente sau de lucruri. Cu toate că mai avem un Dumnezeu mare la care trebuie să ne rugăm și de lucrurile astea să ne ferească. Amin. Dar botezul, dragii mei, este pentru sufletul nostru. Ca noi să ne apropiem de Dumnezeu, ca noi să împlinim ceea ce Dumnezeu a zis. Vedeți dumneavoastră? Domnul Iisus Hristos a botezat mare. Domnul Iisus Hristos, care e Fiul lui Dumnezeu, s-a botezat mare la vârsta de 30 de ani. Și au fost obstacole, au fost piedici în calea botezului. Când a venit Domnul Iisus Hristos să se boteze,
la Ioan Botezătorul. Și Ioan, John the Baptist. Ioan Botezătorul, zice și Botezătorul, că boteza oameni. Ioan Botezătorul botezase foarte mulți oameni. Și în momentul în care Domnul Iisus Hristos vine la el să împlinească cuvântul lui Dumnezeu să boteze, Ioan acesta care botezase o grămadă de oameni zice: nu, 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 nu veni la mine să te botezi. Tu să vii la mine, Dumnezeu face, dintr-un considerent că el se vedea prea mic, se vedea prea necunoscut.